Bună ziua! Așa este la mod acum, să facem câte un video, să-l punem pe YouTube. Dar haideți măcar să facem unul educațional. Aș vrea să vă arăt oaza mea de liniște. Glumesc! Vreau să vă arăt sistemul meu fotovoltaic. Acum de când au mărit toate prețurile la energia electrică, la gaz, toți vor să scape cât de cât de povara factorilor. Așa că mi-am făcut și eu un sistem fotovoltaic. Singurel. Foarte mult și-au făcut în ultimul timp. Nu știu care este scopul lor, dar eu mi l-am făcut doar strict pentru autoconsum. Deoarece mi-am făcut casa anul trecut, mi-am făcut-o aproape în întregime electric. Am și gaz, dar facturile la gaz sunt extraordinar de mari. Așa că mi-am făcut acest sistem care să mă ajute să nu mai dau bani la alții. În principiu avem așa, avem 16 panouri de 445 de wați. Sharp. 7120 de wați putere. Le-am legat la un invertor growat până acum o lună, un invertor on grid legat la rețea, dar cu injecție zero. Adică eu produc doar ce nevoie are locuința pentru consum. Dacă îmi trebuie 3 kW, atât dă drumul invertorul pentru consumul casei, la 3 kW. Bineînțeles că folosesc un smart meter care comandă invertorul cât să dea drumul la curent în casă. Dacă, de exemplu, casa consumă 5 kW și panourile produc doar 3, smart meterul face în felul următor. Dă drumul la cei 3 kW din panouri și pe lângă aceștia mai dă drumul la încă 2 din rețeaua distribuitorului de energie. În principiu, eu până luna trecută cu acel invertor de 6 kW în 10 luni de utilizare a lui am produs 5500 de kW. Deci este și producție și consum. Am consumat aproximativ 80% din ce poate produce el. Acum, având nevoie de mai mult consum și având 7 kW panouri, am schimbat invertorul cu unul de 10 kW, tot monofazat, tot de la growat, tot cu injecție zero în rețea, consumăm doar pentru locuință. Soarele este sus pe cer, curat. În momentul ăsta avem o producție de 6,5 kW, adică acesta este și consumul. Încălzire electrică, boiler electric pentru apă menajeră, plită prin inducție, mașini de spălat, niciun nor pe cer. Este o zi perfectă pentru cei care vor să-și facă. Vreau ca să vă explic pas cu pas cam cum se face un sistem fotovoltaic. Nu este greu, puteți face singuri, acum prețurile au scăzut foarte mult, sunt panouri și cu 600 de lei, de 450 de wați. Vă luați invertor, panouri, am văzut sisteme de 5 kW, 12.000. Acest sistem pe mine m-a costat 25.000 de lei, și adică panourile, structura, tabloul electric de curent continuu. Aici avem împământarea, 13 metri, 4 țăruși folosiți. Bineînțeles că orice structură metalică în câmp deschis poate fi
lovită de fulgere, se încarcă electrostatic și apar curenți care trebuie descărcați în pământ. Deci, acum un sistem de 5 kW a ajuns la 12.000 de lei. Vi-l puteți face singurei și apoi căutați pe cineva să vă facă dosar de prosumator dacă asta doriți. Că, sincer, eu nu înțeleg pe cei care vor să facă prosumatori, pentru că eu, sincer, eu mi-am făcut ca să am toate utilitățile, să stau lejer vara la un aer condiționat, iarna să mă încălzesc electric, să nu dau bani la alții. Pentru asta mi-am făcut. Cei care se fac prosumatori și își fac vara aer cu evantaiul doar pentru a injecta cât mai mult în rețea, nu știu, nu îi înțeleg, sincer. Da. Bun. Haideți să vă explic cum funcționează acest sistem fotovoltaic. Prima dată eu mi-am făcut această structură metalică, o înclinație de exact 35 de grade pe sud. Am noroc că și terenul meu, grădina care o am, este aproximativ pe sud. Bun. Înclinația de 35 de grade este aproximativ perfectă pentru ambele anotimpuri. Vara trebuie să fie un unghi cât mai mic, deoarece soarele este sus pe cer. Nu ca acum, ca în timpul iernii, când este la orizont, este foarte jos. Normal, iarna trebuie un unghi undeva la vreo 60 de grade și vara undeva la vreo 20 înclinație. Dar eu am ales 35. Și în luna ianuarie am avut o producție de peste 5 kW pe oră cu invertorul de 6 kW și cu panourile acestea de 7 kW. Deci este foarte bine. Foarte bine. Ținem cont că radiația solară este scăzută foarte mult. Deci sfatul meu, testat, unghiul de 35 de grade este perfect. Așa că mi-am făcut sistemul, mi-am făcut structura metalică la un unghi de 35 de grade. Și cam așa arată această structură. Nu este mare lucru de făcut, a rezistat la furtuni foarte puternice, așa că cine spune că structura este slabă, se înșeală. Au fost vânturi mari, copaci rupți în jurul meu, a rezistat cu brio. Mai ales că bate vântul foarte mult aici, la mine. Cine vrea detalii cu structura, îl ajut cu mare drag. Bun. Acum, invertorul. Are două intrări de la acest tablou electric. Panourile se pun în serie. În serie înseamnă că se adună voltajul lor. Panourile mele au un VOC. După asta trebuie să ne uităm. Asta se calculează de 49 de volți. Am câte 8 panouri înseriate. Un șir de 8 panouri, un șir de 8 panouri. Unul pe o intrare a invertorului și cel de-al doilea pe cea de-a doua intrare. Deci, avem aproximativ 49 de volți înmulțit cu 5. Deci ne încadrăm, deoarece invertorul suportă maxim 450 de volți pe intrarea lui. Și noi ne încadrăm perfect undeva până în 400 de volți cu aceste șiruri. Un șir pe intrare, un șir pe intrare. Când le legăm în serie, se adună voltajul. Când le legăm în paralel, se adună amperajul. În serie înseamnă în felul următor. Începe plus, minus. Din plusul unui panou în minusul celorlalte panou. Și tot așa. Plus se duce în minus, plus se duce în minus la celălalt panou.
și tot așa până la capăt. De la capăt am tras un cablu până la tabloul electric. Deci avem două capete acum. Primul capăt l-am dus în tablou electric și cel de-al doilea plus minus plus 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 minus plus minus m-am întors tot în tabloul electric. Un tablou electric de curent continuu. Și avem siguranțe fuzibile, descărcător de tensiune, un descărcător care duce la 600 de volți. Deci tot ce depășește de 600 de volți, ce vine din panouri, se descarcă în împământare. Descărcătoarele mele sunt legate cu cablu de 25 de mm pătrați direct în plat bandă. Da, apropo, la mulți ani mie, că astăzi este ziua mea. Așa, deci avem un șir de panouri. Intră mai întâi în siguranța fuzibilă. Plus, minus, iese de aici plus, minus, intră în descărcător plus, minus. Descărcătorul de dedesubt are o bornă care duce direct în plat bandă. Și tot din descărcător plus minus plecăm mai departe spre invertor. Dar am să vă desfac într-un alt video ca să vedeți exact legăturile. Acum vă explic în mare cum se face. Siguranță, se pune mai întâi șirul de panouri în siguranțele fuzibile, pentru că o siguranță fuzibilă costă 2 lei. Prefer să se ardă asta decât să dau pe un descărcător 250 de lei. Așa că, în caz de un șoc de curent, se arde siguranța, nu se arde descărcătorul. Foarte mulți pun descărcător, după aia pun în siguranță fuzibile. Mie mi se pare o greșeală. Mai întâi în siguranța fuzibilă, în caz de ceva, se arde siguranța. Desfacem soclu, punem altă siguranță la loc, ne-a costat 2 lei. Descărcătorul rămâne întreg. Bun. De aici, din descărcător, plecăm. Eu am plecat cu cablu de 10, îngropat, cu cablu de 10 mm pătrați, plus minus. Deci am pe un tub plus minus un șir, pe al doilea tub plus minus alt șir. Și l-am dus îngropat până aproape de casă, după poartă, am acea cașcaravetă care am construit-o, anume să-mi pun invertorul acolo, să stea afară la răcoare. Este acoperit, numai bine am și un grătăril acolo și am și o cameră care ne supraveghează, fiind în câmp deschis sistemul, trebuie să-l supraveghem, să nu se întâmple nimic. Și bineînțeles, niște lămpi de veche care pe timpul nopții se aprind cu senzor de mișcare pentru a avea o claritate bună la cameră. Deci cam ăsta este principiul. Un șir de panouri, 8 panouri legate în serie, undeva până în 400 de volți, pe o intrare a invertorului. Celălalt șir, tot în serie, tot aproximativ 4 de volți, legat pe cealaltă intrare de curent continuu a invertorului. Trebuie avut în vedere, dacă invertorul spune 450 de volți maxim, niciodată să nu puneți panouri de 450 de volți, pentru că în timpul iernii vă crește vocul. Acea tensiune maximă admisă și veți arde invertoarele. Invertoarele se ard foarte des iarna, deoarece se forțează tensiunea de pe intrarea invertorului. Deci, puneți întotdeauna cu 10% mai puțin decât poate
invertorul. Dacă invertorul poate 450 de volți, eu vă sfătuiesc să puneți undeva la 400 de volți maxim din panouri pentru a nu arde invertorul iarna, deoarece crește tensiunea. Acum, ca dovadă că vă crește tensiunea, am văzut, deci să știți că panourile produc cel mai bine de la sfârșitul iernii până la începutul verii și de la începutul toamnei până pe la începutul iernii. Atunci este puterea lor maximă, deoarece ele funcționează mult mai bine la rece decât la cald. De exemplu, acum vreo 3 săptămâni, din 7,1 kW panouri, am avut 7,9 kW producție. Asta pentru că a crescut tensiunea, fiind rece afară, soare curat. A crescut tensiunea mai mult decât vocul care scrie pe panouri. Cu exact cam 10%. Cam așa a crescut tensiunea. Și deoarece am fost în limite, nu am avut nicio problemă. Deci orice sfat doriți. Așa, altă chestie. Panourile au semn de împământare. Vedeți? Eu la fiecare am legat panourile între ele. Chiar dacă au structură metalică băgată în pământ, am legat panourile între ele cu aceste punți împământări. Împământări, împământări. Vedeți? Și sus. Și partea de jos a panourilor, șirul 2. Am pus împământări, am legat împământări peste tot. Dacă așa spune panoul, că trebuie împământare, punem împământare. Și uitați, ele sunt legate între ele și ultimul panou l-am dus direct în platbanda, direct în împământare. Sunt multe polemici în legătură cu împământările. Mulți spun că împământarea trebuie să fie comună. Nu știu, eu am făcut-o separat. Oricum este distanță mare față de casă și îmi trebuia o platbană foarte mare. Nu cred că și avea rostul, că împământarea are casă, casa are împământarea ei. Tablourile au, panourile au împământarea lor. Și cred că așa este cel mai bine. Invertorul este legat la împământarea de unde am eu curentul alternativ, iar panourile sunt legate la împământarea unde am curentul continuu. Structura, fixarea am făcut-o cu șuruburi, deoarece panourile din fabricație au niște găuri exact pentru șuruburi. Nu am făcut eu altele. Așa sunt făcute panourile din fabricație. Foarte mulți vor spune că ele se dilată, se contractă și se vor sparge. Dar sincer, nu sunt eu primul și nici ultimul. Au mai fost oameni care au făcut la fel. A trecut cu brio anul, vară, iarnă. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Din contra, când le curățam de zăpadă, ele se mișcau, adică se mișcau. Trăgeai de ele, nu erau fixe, să spui că, vezi, Doamne, că dacă ai tins o leacă, o pocni sticla. Bun, avantaje pentru cei care au sol, au o bucățică de pământ, sunt foarte multe. Panourile puse la sol le pui exact în unghiu perfect. Pentru soare să cadă perpendicular cât de cât pe el în timpul toamnei, primăverii, exact când e producția maximă. Vara produci, oricum e ziua lungă și din 7 kW sigur voi produce peste 6.
Așa, ăsta este primul avantaj. Înclinație și orientare perfectă către soare. Al doilea avantaj, ventilație. Uitați la mine, bate vântul. Se mișcă acest nuc. Panourile funcționează bine când e rece. Ele se ventilează foarte bine. Se ventilează și se răcesc și produc bine, bine, bine. Ăsta este avantajul. Iarna am luat frumușelul un mop și am dat zăpada de pe ele. De la prima oră eu produceam. Într-adevăr, au fost 3 luni îngrozitoare de iarnă. Soare, dacă am avut 2-3 zile pe lună, 10 zile maxim pe soare în 3 luni, dar cu toate acestea am produs undeva la vreo 300 de kW pe lună din ele. Acceptabil, să zicem. Sincer, eu nu sunt mulțumit și de aceea aici, după nuc, voi face o eoliană, pentru că vedeți că bate vântul tot timpul aici. Eu sunt într-o zonă mai joasă și este curent tot timpul. Cel puțin iarna a bătut non-stop vântul. Voi face o singur, o eoliană. Am văzut pe AliExpress un generator eolian de 5 kW la 200 de rotații și scoate 380 de volți, un trifazat. Îi voi pune o puntere de soare trifazată, să scoatem plus și minus și mă voi lega într-o altă intrare a invertorului, deoarece acest invertor de 10 kW are 3 MPPT-uri, 3 intrări. Și voi completa în acest fel sistemul fotovoltaic pentru a mări producția pe timp de iarnă. Deoarece cine își pune sistem fotovoltaic pentru încălzire iarna, să știți că nu vă veți încălzi deloc cu el. Cu 300 de kW nu faceți absolut nimic. Așa că eu am mai făcut în felul următor. Mi-am luat un boiler de 200 de litri cu două serpentine și cu o rezistență electrică de 3 kW pe oră consum. Mi-am pus panou presurizat pe casă, bineînțeles tot eu singur, cu antigel, este de 4 anotimpuri și pe timpul iernii, când a fost soare, antigelul avea undeva la vreo 80-90 de grade, suficient cât să facă apa din acel boiler la 40 de grade. Dar nu suficient. Așa că, neavând soare să pornesc siguranța, aceea de 3 kW pentru boiler, mi-am pus și o mică centrală pe lemne, ca să facem față scumpirilor extraordinare de gaz. Pentru că în momentul de față, când noi avem soare și iarna, când a fost soare și au fost minus 20 de grade, până seara doar cu ajutorul soarelui, cu acel panou presurizat și cu panourile fotovoltaice, am dat drumul la siguranța aceea de 3 kW și la fiecare 20-30 de minute apa ajungea la 50 de grade în boiler și o recirculam în casă prin calorifere. Pentru asta mi-am pus eu sistem fotovoltaic. Vara să stau cu aer condiționat la răcoare și iarna să mă încălzesc. Dar se pare că iarna nu-i ca vara. Așa că vom suplini cu o eoliană. Deci cine vrea să-și facă sistem fotovoltaic pentru încălzire iarna, nu știu ce să vă zic. Eu am avut zile și am produs 2-3 kW pe zi. Cu 2-3 kW pe zi și mie siguranța din rezistența din boiler îmi consuma 3 kW pe oră. Nu știu, mare afacere cu încălzirea în timpul iernii. Deci, într-adevăr, se poate. Dacă ar fi măcar 10 zile de soare pe lună, ar fi minunate. Restul
le suplinim din lemne și din gaz. De exemplu, luna trecută m-am încălzit foarte mult cu panourile, că a fost un pic mai mult soare. Am mai pus și lemne și mi-a venit o factură de 900 de lei la gaz. E extraordinar de mult și fac tot posibilul ca să renunț la gaz. Îl țin doar în caz de urgență, să pornească noaptea centrala pe gaz, doar când este rece în casă și nu sunt eu să fac focul sau n-ai energie electrică de la panouri. Bine, că sunt și la hidroelectrică, 75 de bani cu toate taxele incluse pentru kilowattul consumat, dar la un consum de în timpul iernii te duci la 1500 de kW ca să ai o casă full electric, e puțin. Cine vrea ca să se încălzească electric, îi trebuie undeva la peste 20 de kW ca să își pună o pompă de căldură sau alte sisteme de încălzire prin pardoseală cu benzi electrice care necesită consum. Și astea doar pe timpul zilei. Da, voi reveni și cu un alt video, vă voi arăta invertorul, cum se fac legăturile, smart meter-ul. Dacă doriți sfaturi, vă ajut cu mare drag. O zi bună!